Bun venit! Vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru tema din programa școlară, instrucțiuni, comenzi pentru implementarea în limbaj de programare a structurilor repetitive, din cadrul unității de învățare limbaje de programare structuri repetitive. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică dotat cu acces la internet și videoproiector sau online utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Pentru implementarea în limbajul de programare Python a algoritmilor discutați, poate fi utilizat mediul de programare Tony sau un alt mediu de programare online. Pentru prezentarea și explicarea aplicațiilor propuse, vă propun un timp total de lucru de 40 de minute. Profesorul reamintește elevilor algoritmul pentru determinarea numărului de cifre ale unui număr natural nenul și explică transpunerea acestuia în pseudocod și limbaj de programare. Iar în etapa următoare, propune spre rezolvare probleme care utilizează noțiunile prezentate anterior. Din cele 40 de minute, vă propun ca timp de 10 minute să prezentați elevilor filmul pe care îl regăsiți în linkul afișat pe ecran și pe care, de altfel, l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python! Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială, alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. În această lecție vom învăța cum putem utiliza în rezolvarea de probleme instrucțiunea repetitivă while din limbajul de programare Python. Să ne reamintim, structura repetitivă cu test inițial sau condiționată anterior se utilizează pentru efectuarea în mod repetat a unui set de instrucțiuni. Principiul de execuție pentru structura repetitivă cu test inițial este următorul. Se evaluează expresia logică. Dacă rezultatul evaluării este adevărat, atunci se execută instrucțiune și se revine la retestarea expresiei logice. Altfel, dacă rezultatul evaluării expresiei logice este fals, atunci se iese din structura repetitivă. Să ne reamintim cum este transpusă în pseudocod structura repetitivă cu test inițial. Se observă că dacă expresia logică este încă de la prima evaluare falsă, atunci instrucțiunile din cadrul structurii repetitive cu test inițial nu se vor executa niciodată. Pentru a evita intrarea într-un ciclu infinit, în care algoritmul nu se termină, trebuie să avem în vedere ca instrucțiunile interioare secvenței repetitive să modifice cel puțin o variabilă care apare în expresia logică, din cât timp, astfel încât aceasta să devină falsă la un moment dat. Principiul de execuție pentru instrucțiunea while este următorul. Se evaluează expresie logică, iar rezultatul va fi adevărat sau fals. Dacă rezultatul este adevărat, se execută instrucțiune și se reia evaluarea expresiei logice. Dacă rezultatul este fals, se trece la execuția instrucțiunii din program de după while. Să exersăm împreună! Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran numărul său de cifre. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci în urma execuției programului se afișează pe ecran valoarea 1.
precedată de un mesaj informativ, iar dacă n egal cu 1234, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 4, precedată de asemenea de un mesaj informativ. În codul prezentat se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n și se verifică dacă aceasta este 0, caz particular pentru care se afișează mesajul numărul 0 are o cifră. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se va utiliza variabila nc în care se determină numărul de cifre corespunzătoare lui n și variabila cn în care vom copia valoarea reținută de variabila n. Variabila nc primește prin inițializare valoarea 0. Se utilizează structura repetitivă while și se elimină în mod repetat cifre din n și se mărește cu câte o unitate valoarea variabilei nc. Din instrucțiunea while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Cu ajutorul instrucțiunii print se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de cifre corespunzătoare lui n. La execuția programului, dacă n are valoarea 0, atunci pe ecran se afișează mesajul numărul 0 are o cifră și la o nouă execuție, pentru n egal cu 1234, mesajul afișat este numărul 1234 are 4 cifre. Să exersăm împreună și să scriem un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și o cifră c și afișează pe ecran numărul de apariții ale cifrei c în numărul n, precedat de un mesaj corespunzător. De exemplu, dacă n egal cu 0 și c egal cu 0, atunci pe ecran se afișează valoarea 1 precedată de un mesaj informativ, iar dacă n egal cu 102030 și c egal cu 0, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 3 precedată de un mesaj informativ. În codul prezentat se citesc valori de intrare de la tastatură pentru variabilele n și c. Fiecare operație de citire este precedată de afișarea unui mesaj prin care se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n, respectiv pentru variabila c. Variabila copie n reține valoarea inițială a variabilei n. Se rezolvă cazul particular în care n și c au ambele valoarea 0 și se afișează mesajul numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul 0 este 1. În cazul general, se utilizează variabila nc și se inițializează cu valoarea 0. În această variabilă se calculează numărul de apariții ale cifrei c în n. În structura repetitivă while se verifică cu ajutorul instrucțiunii if dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este egală cu c, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei nc. La fiecare pas, după această verificare, este eliminată ultima cifră din n. Din instrucțiunea while se va ieși în momentul în care toate cifrele lui n au fost eliminate și deci n are în final valoarea 0. Se va afișa, precedat de un mesaj informativ, numărul de apariții ale cifrei c în copie n, valoare calculată în variabila nc. Execuția codului, dacă n egal cu 0 și c este egal tot cu 0, atunci mesajul afișat va fi numărul de apariții ale cifrei 0, numărul 0 este 1. La o nouă execuție, dacă n egal cu 102030, iar c este egal cu 0, atunci mesajul afișat va fi numărul de apariții ale cifrei 0 în numărul 102030 este 3. E
exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python, care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran câte cifre pare conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 1, iar dacă n egal cu 12.340, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 3. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți utiliza structura repetitivă cu test inițial în scrierea programelor în limbajul Python. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și implementarea acestuia în limbajul de programare Python. Activitatea continuă pentru încă 10 minute cu prezentarea algoritmului de rezolvare pentru problema propusă anterior, în situația în care elevii nu au identificat un astfel de algoritm. Prezentarea aplicațiilor propuse pentru exersarea noțiunilor noi dobândite se regăsește în filmul de la adresa prezentată pe ecran și pe care l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python! Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritm ce combină structura secvențială alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran un mesaj informativ și numărul de cifre prime pe care le conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre prime din componența numărului 0 este 0, iar dacă n egal cu 10.234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre prime din componența numărului 10.234 este 2, acestea fiind 2 și 3. În codul prezentat se utilizează variabilele întregi n, np, uc și copie n. Variabila np se folosește pentru numărarea cifrelor prime din n. Variabila uc va reține la fiecare moment al algoritmului ultima cifră a valorii curente a variabilei n, iar variabila copie n preia valoarea citită la început în variabila n și va fi folosită în mesajul final de afișare. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru variabila n. În cadrul structurii repetitive while se verifică, la fiecare iterație, dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n, reținută în variabila uc, este o cifră primă, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei np. O cifră zecimală este cifră primă dacă aparține mulțimii ce conține elementele 2, 3, 5 și 7. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din structura repetitivă while. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei np, precedată de un mesaj informativ.
La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 0, mesajul afișat este numărul de cifre prime din componența numărului 0 este 0 și la o nouă execuție, dacă se citește valoarea 10234, mesajul afișat este numărul de cifre prime din componența numărului 10234 este 2. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran un mesaj informativ și numărul de cifre pătrate perfecte pe care le conține. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 0 este 1. Iar dacă n egal cu 19234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran, se afișează numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 19234 este 3, deoarece 1, 9 și 4 sunt pătrate perfecte. În codul propus se utilizează variabilele n, copie n, npp și uc. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare. Cu ajutorul instrucțiunii if se verifică dacă valoarea variabilei n este 0, caz în care se rezolvă această situație particulară și se afișează mesajul numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 0 este 1. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se utilizează structura repetitivă while, în care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n reținută în variabila uc este o cifră cu o valoare pătrat perfect, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei npp. O cifră zecimală este cifră pătrat perfect dacă aparține mulțimii ce conține elementele 0, 1, 4 și 9. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din structura repetitivă while. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei npp precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 0, atunci mesajul afișat va fi numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 0 este 1, iar la o nouă execuție, dacă numărul citit este 19234, atunci mesajul afișat va fi numărul de cifre pătrate perfecte din componența numărului 19234 este 3. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran numărul de cifre pare și numărul de cifre impare pe care le conține. Cele două numere vor fi afișate pe linii diferite și vor fi precedate fiecare de câte un mesaj informativ. De exemplu, dacă n egal cu 0, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează numărul de cifre pare din componența numărului 0 este 1 și pe linia următoare, mesajul, numărul de cifre impare din componența numărului 0 este 0. La o nouă execuție, dacă n egal cu 10234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează pe prima linie mesajul, numărul de cifre pare din componența numărului 10234 este 3, iar pe linia următoare se afișează mesajul, numărul de cifre impare din componența numărului 10234 este 2. În codul prezentat se citește de la tastatură o valoare care va fi memorată în variabila n. Citirea de la tastatură este precedată de afișarea unui mesaj în care utilizatorul este invitat să tasteze o valoare.
Folosind instrucțiunea if, se verifică dacă valoarea variabilei n este 0 și se rezolvă direct acest caz particular prin afișarea de mesaje corespunzătoare. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se trece la inițializarea cu 0 a celor două variabile np și ni, în care se calculează numărul de cifre pare, respectiv numărul de cifre impare, corespunzătoare valorii variabilei n. În cazul în care valoarea variabilei n este diferită de 0, se utilizează structura repetitivă while, în care se verifică la fiecare iterație dacă ultima cifră a valorii curente a variabilei n este o cifră cu o valoare pară, caz în care se mărește cu o unitate valoarea variabilei np, iar dacă aceasta este o cifră cu o valoare impară, se mărește cu o unitate valoarea variabilei ni. O cifră zecimală este pară dacă restul împărțirii sale la 2 este 0. Se elimină ultima cifră din valoarea curentă a variabilei n. Când valoarea variabilei n la un moment dat va fi 0, se va ieși din structura repetitivă while. La finalul algoritmului se afișează valorile variabilelor np și ni pe linii separate, precedate fiecare de câte un mesaj informativ. Dacă de la tastatură se citește valoarea 0, atunci se afișează numărul de cifre pare din componența numărului 0 este 1 și numărul de cifre impare din componența numărului 0 este 0, iar dacă numărul citit este 10.234, mesajele sunt: numărul de cifre pare din componența numărului 10.234 este 3 și numărul de cifre impare din componența numărului 10.234 este 2. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran suma cifrelor pare și produsul celor impare, conținute de n. Cele două valori vor fi afișate pe linii diferite și vor fi precedate fiecare de câte un mesaj informativ. Numărul dat conține și cifre pare și cifre impare. De exemplu, dacă n egal cu 12, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează suma cifrelor pare corespunzătoare este 2, produsul cifrelor impare corespunzătoare este 1, iar dacă n egal cu 10.234, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează suma cifrelor pare corespunzătoare este 6 și produsul cifrelor impare corespunzătoare este 3. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și implementarea acestuia în limbajul de programare Python. Pentru obținerea unui feedback rapid, se testează soluțiile oferite, utilizând un mediu de programare specific limbajului de programare Python. După caz, profesorul oferă explicații suplimentare la sarcinile de lucru unde elevii au întâmpinat dificultăți sau au greșit în mod sistematic. Pentru stimularea performanței, elevii capabili de performanță pot primi sarcini de lucru diferențiate. Regăsiți pe ecran un astfel de exemplu.